Salut și eu, am găsit la un nou episod din ShopKeep. Hai să continuăm și să vedem ce reușim să facem astăzi. După cum vedeți, am făcut stocul la o grămadă de chestii noi, cum ar fi armuri și pantaloni de aur. Avem pălării de aur, avem săbii cu foc. Astea sunt noi în stocul nostru. Aici în spate am făcut un loc complet nou. Prima parte de aici e plină de weed, pe care le vom vinde destul de scump. Sper să le cumpere cineva. Aici din nou avem niște săbii de foc. Și o să mai facem noi chestii pe parcurs. Am învățat cum să fac o grămadă de rețete și o să vi le arăt și vouă. Și chiar e și o variantă mult mai ușoară de a face crafting, pe care poate nu mulți dintre voi o știți și o să o învățați. Dar din cauza că am cumpărat atât de multe chestii, am rămas fără bani, dar sperăm că o să vindem o mare parte din ele. Și să vedem ce se cumpără astăzi cel mai mult. Warrior's Health Potion, Mage's Basic Wand, Eagle Sword și Wood Shoulders. Astea vor fi până la ora de vârf. Deci astea se vor vinde până la ora de vârf. Dar dacă e să vindem, să zic, weed pe stradă, asta o să funcționeze fără probleme. Ne zicem ce cumpără ăștia care intră în magazin. Cred că la poțiunile de viață se vor duce. Și chiar cred că pot să-l dau și mai scump de atât. 41, să zic. Punem acolo. Și poțiune de mana se vând, din ce văd. Dar, având în vedere că vor basic ones să cumpere, o să iau câteva de-astea. Să luăm vreo 10 bucăți, să zic. Nu le place prețul la poțiune de viață. Hai să scădem puțin. După cum vedeți, roboții noștri se ocupă de treabă și de acum nu o să mă mai duc eu după hoți. Am pus o grămadă de roboți la treabă. Eu o să se ocupe de tot ce înseamnă aranjarea produselor. Ia uitați-i. 3 care produsul ăla. Oh, și-a luat sabie cu foc tipul ăsta. Bun, așa. Tot li se par scumpe. Stau și eu la 35, mă, că... Hai, măcar 35 vă convine? Și să vă convină. Pe bune, nici 35 nu vreți. Depinde, unii oameni le cumpără și așa de scumpe, alții nu prea. Să le las așa, să văd dacă așa le convine. Oricum, ne ducem la ei, mergem așa și le dăm weed dacă vor. Vrei weed? Nu vrei? Tu vrei ceva weed? Nu. Nope. Ăla vrea. Nu toată lumea o să-ți cumpere weed-ul, dar cine cumpără o să scoți o grămadă de bani cu siguranță. Ia uite. Plus 690. Chiar aș putea să dau weed-ul și mai scump de atât. Dacă ne uităm noi aici, mărim, să zic, pe la vreo 834. Hai să vedem că merge. 834. No way. Ia uite, l-a cumpărat. Unii dintre ei cumpără, văd că e și un mort pe aici, asta înseamnă că a încercat să fure, dar roboții noștri sunt puși pe treabă și cu siguranță nu vor reuși ăștia să ne fure produsele. Ok, avem niște ones, astea o să se vândă mai rapid decât... ia stai, pot să le pun pe astea aici? Pot. Să scot cărțile, să cumpere mai rapid decât cărțile wand-urile. Așa că le plasăm așa. Perfect. Asta... O scoatem de aici pentru că sperie clienții. Hai să luăm, îl băgăm. What the fuck? Să băguise acolo săracul. Încă e băguit. Dar am reușit să-l băgăm în grinder. Nu uitați, dacă vă place această serie și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Eu aștept să se vândă astea. Astea o să se vândă pentru foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Și nici nu prea comentează la ele. Le cumpără oricum. Hai să colectăm și itemele de la roboței. Roboței nu spun itemele înapoi. Practic ei vor lua itemele, le pun la ei aici în cutiuțe și tu trebuie să le iei după aia să le pui unde trebuie. Ok, având în vedere că o sabie de asta a fost vândută. De fapt două chiar. O să le punem la loc. Nu știu de ce nu prea le convine prețul la poțiuni. Să-l las mai jos eventual, dar...
Eu zic că e un preț destul de decent. Și gândiți-vă la câți clienți am avut până acum, că nici măcar nu e ora de vârf. Deci când o să vină ora de vârf, sincer mi-e frică de câți oameni o să vină în magazin. Bine, asta nu prea merg aici, aici ar trebui să punem robes. Dar nu mai am robes în momentul de față, așa că... Ah, ba da, uite. Da, nu le convine, la unii nu le convine prețul. N-ai ce să faci. O să trebuiască să ne uităm pe chestia aia, să vedem cât... Uite, tocmai s-a schimbat. Și se pare că Widu și Mashu sunt la putere. Avem Widu o grămadă, așa că s-ar putea să facem o grămadă de bani din cauza asta. Hai să vedem, o să plătesc taxele. Și așteptăm oamenii să vină. Dar... Cred că o să stau înăuntru, momentan. Cumpărați Widu că avem o grămadă și basic ones dacă vreți. De ce nu? Ei, și am trebuit să ne pregătim. Vreau să mă pregătesc cu sabia sau ceva, pentru că... A, și mi-a luat și un topor nou, după cum vedeți. Tot așa, un topor de aur. Poți să ți le schimbi pe astea? Nu știu, cred că mai greu să le dăm cu sabia, că îl ține cam sus și nu vezi o parte din ecran, da? Ok, și am început să facem bani. Weed-ul o să dea bine și avem... Ați văzut ce avem aici? E plin de weed. Ia uitați-vă. Stocul plin de weed. Așa că rămâne de văzut cam cât de bine o să se vândă. Dar eu zic că o să se dea destul de bine. Și toți oamenii care ies din magazin o să încerc să-i... să le dau câte un weed. Că vedeți că eu să cumpere. Aia care pleacă din magazin. Pentru că aia care vin, dacă le dai ceva, nu o să mai cumpere nimic. Deci toți care... Așa... Le dăm câte un weed. What the fuck, încă un om mort aici. Ei bine, măcar că roboții își fac treaba. Trece acolo un grinder. Facem curățenie pe aici. Așa, bac. Doamne, plin de oameni. Mă, că sper să se ducă și în camera... Da, se duc și în camera cealaltă. Mă gândeam că poate unii dintre ei nu ajung în camera cealaltă, dar se duc și acolo. Aici am scos momentan. Nu ne extindem foarte mult inițial. Vreau să mă extind doar cât am nevoie. Pentru că pe aia dacă mă extind prea mult, posibil să sufere magazinul din cauza asta. Și mai bine centralizăm itemele într-un anume loc și vedem pe parcurs. Să punem weed aici dacă tot se caută. Eh, unii cumpără, unii what the fuck, adică... Dar eu le las prețul ăsta pentru că, având în vedere că e un item foarte cumpărat în momentul de față, o să-l cumpere, mulți. Deja am făcut 40.000. Uitați-vă și voi ce ușor. Simplu de tot. O să vă arăt și metoda aia de crafting. Imediat după ce se mai liniștește, că momentan sunt foarte mulți oameni în magazin. Hai să facem niște curățenie. Facem noi niște curățenie. Oameni mor și pe aici. Pe aici nu prea au cumpărat așa de multe chestii. Hai să luăm niște săbi de astea. Hop, astea văd că se dau. Chiar s-au vândut toate de aici aproape. What the fuck? Mă duc să mai aduc. De ce nu? Dacă se vând, îmi place. Op. Le iau pe toate de aici și le punem în față. Să le vadă oamenii mai bine și poate cumpără mai mulți. E unul care fuge. Nici nu-mi dau seama dacă fură sau nu. Perfect. Și mai punem o săbiuță de asta. Nu știu cum e o sabie care are foc, dar stă pe lemn și lemnul nu ia foc. Da, e bine. Ar fi dezastru dacă ar lua foc lemnul. Bun. 48.000, 49.000, what the fuck? Fac bani mult prea repede. Ok. Niște pantaloni. Cineva a aruncat cu pantalonii. Oameni buni, nu mai aruncați cu pantalonii, că nu e bine. Da? Fac, punem pantalonii acolo. Mă, s-au vândut două seturi de astea întregi. Sunt chiar surprins pentru că sunt destul de scumpe. Și nu mă așteptam să se dea chiar așa de repede, dar uite că s-au dat. A, uite câți roboți pe un singur item, what the fuck, băieți, nu vă mai bateți. Trebuie să denumim roboții ăștia, să le dăm un nume. Ok, se dau și scuturile.
Și mai sunt 40 de secunde din nebunia asta, după care o să fiu un pic mai lejer. Oameni buni, nu, ăștia pe ăștia nu pot să-i întreb nimic. A, ba da, poți, mă, că eram eu pe chestia greșită. Weed. Ce-mi place e că după ce au cumpărat itemele de la tine, o să-i vezi pe stradă purtând hainele respective. Dacă au cumpărat o sabie, o să aibă sabia respectivă. Chestia de genul ăsta, îmi place foarte mult aspectul ăsta al jocului. Chiar îi vezi cu, pe oameni cu itemele luate de la tine până la urmă, că tu ești singurul magazin din zonă. Doamne, ce mizerie se face, mi-au rupt ăștia preșurile în două. Aveam o grămadă de preșuri aici, dar... Holy fuck, taxe. Ok, am plătit taxele. Am făcut ăștia dezastru aici, dar am făcut 55.000. A, uite ce mi-arunc itemele pe jos. Hai că te duci la un magazin și zici, bă, mie nu-mi place... produsul ăsta, pac, și îl iei la vânzător și îl arunci în față. What the fuck? Cine face chestia asta? Nu știu ce-s cu oamenii ăștia de... Dar, ok. Am făcut aproape 60.000 din prima, din... What? Super repede. 62.000! Holy fuck! A, și în sfârșit mi-a apărut și mie poza acolo. Nu știu ce se întâmplase, era băguit și nu mai apărea poza acolo. Habar n-am de ce, dar uite că a apărut până la urmă. Doamne, și-a revenit și frame rate-ul pentru că aveam probleme cu frame rate-ul, la câți oameni erau. Bun. S-a mai liniștit, putem să respirăm puțin și putem să mai facem niște curățenii. Azi zic că eu nu mă mai ocup de ăia care fură pentru că avem suficienți roboței care se ocupă de ei deja. Eu doar cât o să iau și băgăm în grinder pentru că primim bones, secțiunea asta de cei bones. Și de ce nu, dacă... Tot primea, azi vedem ce hot items avem. Gold plated shields. Gold plated shields, ci că se vând bine. Hai să dăm comandă de niște gold plated shields. O să iau, să zic, 10 bucăți. Am în vedere că mai avem vreo două pe aici. Hai să le punem în față să le vadă lumea. Nu prea mai am cum să le pun acolo. Le pun și eu unde găsesc un loc liber. Și eventual poate le mai cumpără cineva. Ok, hai să vedem ce produse au colectat roboții. Ne uităm pe aici. O grămadă din pălăriile astea mi le-au dat pe jos. Și că te uiți că ți-au dispărut și zici, bă, clar au cumpărat oamenii. Dar de unde? Că n-au cumpărat nimeni, n-au cumpărat alea. Până la urmă mi le-au dat pe jos. Ar trebui să vândă gold plated shields. Că mi-apare acolo la Hot Items. Asta ce vrea să cumpere. Uite că a cumpărat Gold Plated Shield. Vă dați seama în momentul în care o să fie Gold Plated Chest? O să fie Hot Item? Când o să vindem toate chestiile alea, păi ne îmbogățim instant. Aștept perioada aia. Astea sunt tot Gold Plated Shields. Mai facem stocul de shields și shieldurile sunt bune în caz că nu se cumpără, le faci gold, faci gold din ele. Deci până la urmă tot folositoare sunt, dar momentan se vând destul de bine. Văd că mi s-au cam stricat astea pe aici, așa că trebuie să le reparăm. Hai să ne apucăm de reparații. Era clar, după câți oameni au venit astăzi la noi, era de așteptat să se strice o grămadă din iteme, dar... Ar fi tare că putea să iei ceva și să faci reparații la toate deodată. Sau ceva de genul ăsta. Așa trebuie să duci la fiecare în parte să faci. Nu e chiar așa o mare problemă, dar... Da. Și mă zicea să folosesc asta, hammer-ul pe pressure, dar nu merge. Așa, hai să mai reparăm noi pe aici ce mai e de reparat. Astea nu știu dacă s-au folosit. Astea mai mult au fost folosite mai, pentru că era weed în ele. Și a zis că am făcut eu weed off camera pentru că tot timpul pierdeam, adică le puneam, uitam de ele și rămâneau așa, așa că am stat lângă ele off camera și le-am făcut. Și în general chestiile pe care le fac off camera le fac ca să... Nu mai pierdem timpul cu chestii care sunt uneori plictisitoare. Cum ar fi să stai să privești weed-ul ăla cum crește.
Gold plated shield, uite, chiar se vând bine astea. Eu tot le pun și oamenii tot cumpără. Am făcut 76.000 și gândiți-vă că suntem în perioada aia în care nu prea se vând chestii, da? Și încă se mai dau, destul de bine, zicem. Și cum v-am zis și prima dată, dacă cumva nu dai shield-urile și a doua zi nu mai sunt oamenii interesați de shield-uri, te duci aici, le bagi în chestia asta și faci gold. Da, de pe gold, bine, ăsta e craftat de mine și îți vă arăt cum craftați și chestii. Dar de pe gold, după aia te duci aici, iei gold-ul și îți faci, uite, pui una de asta și îți faci golden armor. Și le faci cum sunt alea de acolo, de exemplu. Faci o grămadă de bani pe alea. Acum am avut norocul că a fost weed-ul popular. Ăștia de ce fug? Ah, fug că s-a terminat ziua. Ok, hai să vă arăt o metodă destul de șmecheră prin care puteți să craftați repede chestii. O să pun eu astea aici, să iau niște junk, n-am nevoie de ele. Weed-ul, hai să-l punem acolo unde trebuie. Toate dulapurile astea trebuie să fie pline de weed. Tot timpul vreau să le am tot timpul pline. Mai am câteva mași, astea o să le pun aici. Și să mă luăm de aici câteva bucăți și o să le punem aici, să umplem tot raftul. Perfect, aici avem plin de weed. Vom aranja ce mai avem de aranjat pe aici, prin zonă. Așa. Și hai să vă arăt wizard drop-ul, o să-l pun aici. Așa, și ăsta hai să-l plasăm și pe el. Trebuie să n-ai foarte multe item în inventory dacă vrei să faci chestiile astea rapide pe care vi le ziceam că poți să le faci mai repede decât de obicei. Să le pun tot acolo. Așa. Bun, mirul, tot așa n-am nevoie de el și asta eventual o să mai dăm comandă dacă mai e nevoie. Să zicem că vrei să faci, uite, luăm goldul de aici, da? Să zicem că vrei să faci armuri de astea, că n-ai suficiente armuri și vrei să mai faci câteva, da? Pui armura, pui așa, junk bond și pui repede 2 gold. După aia, pui armura, pui junk bond, pui 2 gold. După aia, pui armura, pui junk bond, pui 2 gold. Pui armura, și tot așa, și faci o tonă, o tonă, și uite cât de repede am făcut 4 de astea. Și în momentul în care era shower, gândiți-vă că o să se dea repede și să trebuiască să faci stocul la loc, da? Și așa poți să-ți craftezi o grămadă de chestii super rapid cu metoda asta. Dar momentan, hai să vedem. Deci hot items pentru următoarea zi ar fi așa, mash. Deci mașa se vândă foarte bine, cel puțin în prima perioada zilei. Așa că o să dau comandă de, să zic, vreo 20 de bucăți pentru început, 20 de bucăți. După care, weed-ul, și weed-ul se vinde bine, ok. Și avem enchanted throwing stars. Acum pentru enchanted, stați așa că mă uit un pic, am niște recipe-uri scrise. Deci pentru enchanted, hai să văd că le mai văd, wizard set... nu știu unde era aia cu enchanted. Aha, enchanted. Ai nevoie de produs, ai nevoie de bond și mir plus mir. Deci dacă luăm, să zic, throwing star-ul, hai să zic că luăm 10 bucăți de throwing star, da? Hai să vedem cum merge. Dar cred că așa e, pentru că se aplică, enchanted-ul se aplică la toate identic. Asta o să plantez și sper să nu mă expire. Dacă mă expire și nu le iau, îmi pare rău. Dar știți deja că așa fac de obicei. Și punem așa, asta. Punem liter of junk bond și după aia două bucăți de mir. Mirul e ăsta de aici. Și mirul practic e chestia magică. Liter of mir, uite. Și astea sunt enchanted throwing stars. Se vând pentru mai mulți bani. Și la fel, aceeași chestie vă sugerez să o faceți, da? Pac, pui junk bond, pui două de astea. Pui asta, pui junk bond, pui două de astea. Pe ăsta și faci așa non-stop și le faci super rapid. Bine, trebuie să ai grijă că eu, de exemplu, mai aveam mir și nu mi-am dat seama. Iau tot mirul de aici și uite. Pun ăsta, pun două de astea. Și nu le iei de acolo până când nu le-ai făcut pe toate și după aia abia le iei, că altfel te încurci și durează mult mai mult timp. Da? Uite cât de repede. Super rapid și acum pur și simplu le iei. Stai pe loc, nu faci nimic și le-ai luat. Și uite, deja am craftat 7 bucăți. Deci uite cât de repede. Cea mai bună variantă, zic eu, da?
Mai punem și noi pe unde avem loc. V-am zis că vreau să fac pe secțiuni și astea. Am prins câteva din ele. Multe s-au stricat. Dar oricum avem weed o grămadă, așa că nu e problemă. Hai să dăm drumul. Hai să dăm drumul încă o zi, da? Uite, încă o zi pentru voi astăzi. Pentru că știu că vă place jocul ăsta foarte mult. Și mai facem încă o zi. Facem două zile în episodul ăsta. Hai să vedem cum ne descurcăm, da? Deci pentru prima parte a zilei avem așa, Plate Helm, Mush, Enchant Detroit Star și Weed. Avem toate produsele în stoc, așa că ar trebui să fie cât de cât ok și să vândă mai bine decât de obicei. Asta nu mai am loc să le pun. Aș avea loc dincolo, dar nu cred că e nevoie momentan. Și mai sunt produse, bineînțeles, pe la roboții pe care nu le-am luat eu. Și mai putea să mai pun poțiuni și asta, dar nu cred că are rost momentan. Să vindem ce avem. Lumea își cumpără produsele hot. Mai se interesează pe ei momentan. Așa că exact asta o să pun. Sper să le convină prețul. Asta e fals. Sper să nu comenteze la preț. Unii dintre ei o să-mi arunce produse pe jos, dar o să țin prețurile așa mai mari ca să facem bănuți. O să vă mai învăț un secret despre jocul ăsta. Dacă vreți să faceți gold, da? Cea mai bună variantă e să cumpărați roboți. Cumpărați roboți, ăștia helper bot. Îi luați, să zicem 10 roboți. Că momentan nu mai am gold deloc și o să am nevoie. Așteptăm să vină. Și o să vină instant aproape că din cauza că mi-am upgradat data asta. Și puneți roboți aici. Iată, 10 roboți s-au făcut deja jumate. Deci 20 de roboți ai nevoie pentru full. E mai ieftin decât gold shield. Și îți faci mai repede gold-ul cu bani mai puțini în total. Nu cu foarte mulți, dar e ok. Bun, pe ăsta îl băgăm aici. Bone-ul, nu știu cum faci foarte mult bone. N-am aflat încă, probabil e o variantă să faci bone așa masiv, dar momentan nu știu. N-am mai pus pressure, așa că o să trebuiască să ne ocupăm de curățenie noi singuri. Și o să trebuiască să mă asigur că pun pressure pe viitor. Uite, ăsta și-a făcut aproape armură completă, ce tare. Și ajungem aproape la 100.000? Sunt surprins. Nu mă așteptam să funcționeze chiar atât de bine, dar uite că a mers treaba și zic că ne descurcăm destul de bine. Aștept să fie alea hot items, să se cumpere ca pâinea caldă. Doamne ferește, dacă se vând alea... Acum se vinde weed-ul foarte bine. Iată, deja mi-a golit aproape două sertare de alea. Sertare, dulapuri. Ce mai avem aici să punem? Nu mai avem nimic, asta e faza. Să așteptăm să schimbe hot items. Nu vreau să cumpăr acum stoc până nu se schimbă astea. Pentru că în două minute o să se schimbe și nu o să-i mai intereseze aceleași lucruri. Și nu vreau să avem pe stoc chestii care nu sunt folositoare și nu interesează. Hai, încă puțin și facem 100.000. Super tare. Hai să mă uit puțin la skill-uri, cât mai avem timp să respirăm. Deci eu mi-am luat... Pe astea am toate skill-urile pe bara de sus, bara de jos, la fel toate skill-urile. Cred. A? Da, toate skill-urile sunt făcute pe ambele. Mai am aici skill-urile de făcut. Never zap an innocent customer again. Ignore customer. Cred că da. Anti-thief barrier enabled at shop doors. Yes. Ci că mi-a făcut o barieră la ușă. Chestia aia, ci că e o barieră la ușă și când sunt hot sau ceva. Și cum o activez pe asta? Nu știu cum o activez pe asta. Cred că se activează singură când e un hot și bagă barieră la ușă, cred. Ar fi super tare. Abia aștept să vedem. Bun, repede curățenia. Așa. Wizard hat. Se vând wizard hat-urile și mă surprinde pentru că nici măcar nu sunt hot items sau ceva. Sunt pur și simplu iteme simple. Dar se vând și alea. Băgăm aici, mai facem rost de niște bone. 95.000 din prima așa. Eu sunt mulțumit de cum a mers până acum. Asta și-a luat sabie de foc, e șmecher. Haideți, oameni buni, mă gândeam să mă duc să vând pe stradă weed-ul și asta, dar n-are niciun rost. Când avem atâția de mulți clienți, mai ales că nu e rush hour, uitați-vă cât de mulți clienți sunt în perioada aia
care nu e perioada de vârf. E perioada normală și avem atâția de mulți clienți. Și o să vedeți ce o să se întâmple când se vină perioada de perioada de vârf și avem hot items. Băi, dar nu mai arunca asta pe jos. Uite mă, mi-aruncă mie aia pe jos. Bun, hai să vedem ce avem hot items, repede. Leather chest, enchanted robe, sword plane și wood pants. Avem niște taxe de plătit. Oh shit, ce-i muzica aia? Holy fuck! Holy fuck! Barbarii! Oh, doamne! What the fuck, șoricel? Oh my god, barbarii au venit la mine în magazin, nici nu mă așteptam la chestia asta. Da, când faci mulți bani, încep să te doboare. Și mă, ăsta face prea mulți bani, hai să-l dăm jos. Și văd că mi-au stricat niște rafturi, o să trebuiască să le refacem eventual. Oameni buni, am rezolvat cu barbarii, nu e problemă. Ne-am descurcat cu ei. Să-i băgăm aici și facem bone de pe ei, nu vă faceți griji. Nu sunt probleme. Haideți în magazin. Sunteți în siguranță aici. Hop. Trebuie să scap de ei. Ca să... Cred că am scăpat de... Sau unii s-au despawnat sau ceva. În rest e ok. Dar mi-au distrus câteva rafturi. Asta nu-mi place. Bun. So, enchanted robe. Pe mine mă interesează să iau robe rapid acum, da? Robe. 10 bucăți, rapid. Și mă interesează să fac, să iau niște junk bond. Repede luăm astea și hai să le punem, da? Una de asta, după care vine așa, junk bond și asta și asta. După care vine asta, vine junk bond și nu mai am mir. Fuck, nu mai am mir. Și trebuie să pun câteva de astea să primesc mir. Și punem mir rapid. Măcar am două. Se vând foarte scump astea. Ce tari sunt. Ok, asta înseamnă că o să trebuiască să cumpărăm mai multe wizard robe-uri. O să iau 20 de bucăți și o parte din ele le punem să facem mir din ele și unele le lăsăm să le cumpere. Hai repede. Hop. Facem mir rapid. Din 10 bucăți cred că o să fac mir. Luăm mirul de aici. Hop, și acum, punem așa, pac, punem junk bond, punem două bucăți de mir. Punem ăsta, junk bond, două bucăți de mir. Ăsta, junk bond, două bucăți de mir. Uitați-vă ce repede îl fac, din cauza că e varianta asta rapidă de crafting. Hop. Hop. Că asta trebuie să faci când e rush hour și sunt foarte mulți oameni, trebuie să faci produsele repede. Mai ales produsele astea de top. Ca să se vândă și să faci foarte mulți bani. Asta nu avem nevoie de ele, eventual cred că o să le și bag să fac gold de pe ele. Haideți oameni buni, avem de-astea. Cred că nu le-a convenit prețul. Îți las prețul un pic mai jos, 701, să fie ok. Băi, ăștia mi-au furat roboții? A, nu. Am crezut că mi-au furat roboții. Nu știu de ce mi-arată cu roșu. A, cred că e poarta care a oprit niște oameni. A oprit să fure. Ia uite cum s-au îmbrăcat ei. Ce tare! Și am trecut peste 100.000. Am trecut pragul de 100.000. Super tare. Luați de aici. Se caută astea. Chiar se caută. Pac și două de astea. Trebuie să faci rapid, pentru că e cerere mare, mai sunt 56 de secunde, deci nu mai ai foarte mult timp să faci. Nici nu mai am mir. Eventual să pun pe asta, hai să văd dacă mai am posibilitatea să... Mai am niște mir de aici. Hai repede cu un junk bond și... Pac, pac. Hop! Repede... Asta mi-a aruncat-o pe jos. Hai că se cumpără repede. Haideți oameni buni. Luați-vă de astea că sunt foarte bune. Sunt calitative și materialul, vă zic eu, e super tare. Merită.
Ți-ar sta bine cu un helm de la, sincer zic, pe bune. Spune în evidență barba. Ia uite mă, mi-a dat sabia cu foc pe jos. Pune mă sabia cu foc acolo. Mi-a aruncat ăsta, mă, pune-l mă la loc. Nu, la unii nu le convine prețul, dar uite, ăla mi-a cumpărat tot din prima și ăla la fel cumpărat tot din prima. Hai să plătim taxele. Oricum, încep să observ că jocul ăsta are ceva probleme de optimizare. În sensul că, în momentul în care vin foarte mulți oameni, îmi scade frame rate-ul oribil de tot. Și nu poți să zici că e cine știe ce calculator slab, ba din contră, dar e... Are niște probleme de optimizare în momentul în care sunt foarte mulți oameni în magazin. Dar asta e, n-avem ce să facem, să jucăm așa cum e posibil, având în vedere că e Early Access, trebuie să-l înțelegem. Am pus eu greșit pălăriile, o să trebuiască să le regrupez, dar din cauza că a fost nebunie în magazin, m-am înghesuit să le pun rapid. Hai să vedem, avem aici Hot Items, Buckle Shield, Health Potion, Engineering Scrolls și Wooden Helmet. Wooden Helmet, am impresia că pentru Wooden Helmet... Ai nevoie de... Hai să văd dacă Plate Helm e în regulă. Și Wood avem o grămadă. Wood-ul nu l-am folosit deloc aproape. Și asta înseamnă că putem să facem Wooden Helmets. Punem ăsta aici, punem așa. Punem Junk Bond și Wood. Nu... A, gata, știu care e faza. Trebuie să pui pălărie, trebuie să pui Junk Bond, Wood și Weed. Ai nevoie și de Weed. Sau în altă ordine. Țin minte că asta era. Hai să mă uit repede dacă am rețeta pe aici pe undeva, dar așa știam că era. Wizard Staff, nu știu ce. Wood și Weed. Weed, Junk Bond. Ok, păi așa ar fi trebuit să fie, dar cred că nu ai pălăria. Cred că e alt helm. Leather Hood. Păi alt helm nu mai e. Ăla e singurul helm disponibil. Și ar fi ăsta. Ar fi Junk Bond. Little Wood. Și Weed. Asta e singura chestie care mă gândesc că ar funcționa, dar... Nu mai am Weed. Să-mi spun să mai iau. Dacă nu, o să mă mai uită pe rețete și ăsta, dar... Da, nu merge așa. E într-un fel, o să vrească să mă mai uite pe rețete, dar ușor, ușor le înveți. Și eu am început să le învăț pe de rost chiar, nu trebuie să mă uit, că pentru majoritatea pe care l-am făcut nici măcar nu m-am uitat pe nimic. Pentru că dacă te joci jocul ăsta, chiar încep să le înveți pe de rost. Și nu vei avea nevoie de o foaie sau ceva. Bun. În curățenie. Mai avem ceva skill-uri. Cu fiecare level primești puncte de skill-uri și poți să-ți upgradezi. Eu mi-am upgradat aproape totul la maxim. Mai am 18 puncte și am nevoie de 25 pentru Think Twice. Thieves will think twice before stealing. Deci o să gândească de două ori hoții dacă se fure sau nu. Și asta e faster barrier. Deci bariera de la început merge mult mai bine. Asta. O să fie interesant faptul că în curând o să-mi upgradez totul la maxim. Da. Totu. Am făcut 114 bănuți, o grămadă de bani. Nu știm încă ce se ascunde în spatele gardului ăsta. Nu știu ce e aia. Dacă nu-ți place, nu arunca pe jos. Hai să scad puțin prețul astea. O să le pun la 1500. Și eventual dacă le pun la 1500, poate să vândă mai bine. Că probabil din cauza asta nu prea le convine prețul. Haideți oameni buni, avem produse de top. Numai, deci nu știu, toată lumea vine mizerabilă pe picioare. Să face aici urât de tot în magazinul meu. Ce să fac curățenie, dar... Păi ăștia ar trebui să iau de aici. Aia cred că cumpără weed. Am pus weed în spate așa, ascuns. Și din bone am impresia că poți să faci... Poți să faci armură din oase, ceva de genul ăsta, nu mai știu exact cum se cheamă. Dar parcă văzusem un recipe de acest gen. Op, ușor, ușor se strânge și bom, dar vedeți că nu e foarte mult. Ia iurea că ți-ți dă chestiile pe jos și mai trebuie să te duci să le culegi. Dacă ai roboții ăștia, te duci la ei și le culegi de la ei, dar toți le scoate de pe sloturi și să te duci și le aranjezi pe toate la loc. Cam aiurea fază.
Facem curățenie pe aici. Așa frumos. Tot o să fie lună. Oh, what the fuck, tu furi? A furat omul. Ok, mi-a furat în ultima secundă și n-am mai reușit să-l prind. Dar noi o să trebuiască să ne refacem pe aici ăsta. Și mergem aici, ultima chestie. Și să refacem asta cu preșurile, pentru că ați văzut și voi cât de folositoare e, cât am avut preșurile, nu s-a făcut mizerie deloc. Cum au plecat preșurile din start, ai mizerie constant. Și nu se poate să avem mizerie în magazin, nu vreau așa ceva. Asta cum le-am pus? Le-am pus invers, uite așa. Hop. Încă... Să pun unul aici, unul aici, uite așa. Hop, hop. Perfect. Așa. Și după aia o să vină ceva de genul ăsta. Cu unul aici. Și pe toată bucata asta o să vină, uite așa. Pac. Nici nu știu, în momentul de față, sincer să vă zic, nu știu dacă mai merită să-ți mai faci, să-ți mai faci poțiuni de viață. Pentru că se vând foarte puțin bani și nu știu dacă merită efortul. Ne vedem ce pentru următoarea zi. Armored boots and enchanted wand, engineering skill book și leather gloves. E destul de ușor de făcut. Dar oricum, v-am arătat cum se face crafting-ul pe viteză, dacă vreți să-l faceți. Și în episodul următor o să vă mai învăț chestii. Sunt o grămadă de trucuri și o grămadă de chestii faine. Dar, da, nu uitați, dacă v-a plăcut că acest episod a fost un pic mai lung, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!